scurt update, am ajuns pe drumul morții, care din păcate uitați cât de nașpa e, că prima bandă practic nu stă pe toată banda. Mașina ne avertizează că nu mai ajungem la destinație. Bine m-am regăsit la un nou video, astăzi o să răspund la întrebarea pe care mulți dintre voi mi-ați spus-o: câți kilometri pot face cu Tesla cu adevărat? Cât merge practic mașina asta? De fiecare dată m-ați întrebat lucrul ăsta. Ei bine, astăzi o să facem o nebunie și o să plecăm departe din București și o să vedem cu plinul făcut câți kilometri putem să facem cu Tesla. Mergem rapid acum către supercharger să facem plinul și vă explic mai multe despre traseu când ajungem. Am băgat mașina la încărcat ca să fie full de tot. Și traseul stă în felul următor: o să mergem până la Focșani. Ce? Până la Focșani? Da, știam că o să aibă reacția asta, de-aia am vrut să fie pe cameră. Da, mergem până la Focșani și după estimarea mea aș vrea să merg până la Focșani și după aceea să mă întorc până la Ploiești și la Ploiești să încarc. Vom vedea dacă o să fie ok traseul ăsta. Puneți pauză la videoclip și scrieți în comentarii câți kilometri credeți voi că o să ne iasă în această zi să facem cu mașina. Țineți cont că avem cea mai mică baterie de 55 de kW, ca să vă zic câteva cifre. Acum, dacă vrei să ții un Model 3, nu-ți vine cu bateria asta mică, îți vine cu baterie mai mare de 60 de kW, un motor puțin mai slab, care e mai economic. A few moments later. Mașina ne spune că putem face 402 km. Pe tot parcursul drumului o să merg normal, nu o să merg nici economic, dar nici nu o să alerg mașina asta rău de tot, pentru că vreau să scot un consum real. O să mergem pe 22 de grade, să fie totul ok. Și ce alte informații? E destul de frig afară, 11 grade și te resimt ca 9 grade și avem un vânt foarte puternic. Ca să vă explic și de ce am ales traseul ăsta, este pentru prima dată când merg în Moldova, eu și Ioana, pentru că niciunul dintre noi n-a fost în partea asta a Moldovei, cel mai mult am fost până la Buzău. Mai sus de Buzău n-am fost niciodată și chiar vreau să merg inclusiv și Republica Moldova, așa că cu ocazia asta salut toți moldovenii care se uită la acest video și nu numai. Hai să vedem și noi cum e o mică parte din Moldova, o foarte mică parte, dar... Acum deja am ajuns pe autostradă și hai să setăm destinația Focșani. Ne spune că ajungem cu 45%. Să vedem dacă chiar ajunge cu 45%, poate ajungem cu mai puțin, poate cu mai mult. Nu uitați să apăsați pe butonașul ăla de like pentru tot efortul de a filma video-ul ăsta, pentru că mergem până la Focșani doar ca să filmăm video-ul ăsta și ne întoarcem înapoi imediat ca să prindem și noi totul în aceea zi. Așa că abonați-vă și dați pe butonașul de like. Cam asta a fost porțiunea de autostradă. Avem în momentul de față un consum de 15 kW la 100 de km și ne zice o preconizare acum de 50%. Și a schimbat părerea. Știam 100% că se întâmplă asta, pentru că de obicei este foarte pesimistă Tesla. E bine să fie pesimistă, pentru că practic așa te face mai precaut să îți cauți stații de încărcare, etc. Dar eu, pentru că știu deja cum funcționează mașina, suntem all good. Și acum am ajuns pe drumul ăsta. Uitați-vă cum arată. Update, am ajuns pe drumul morții, care din păcate uitați cât de nașpa e, că prima bandă practic nu stă pe toată banda și o să nevoie să intru pe contrasens și nu degeaba se numește așa, pentru că chiar e destul de nașpa. Dar da, mașina ne spune că ajunge cu 56%, deci tot arată destul de bine până acum. Și mergem destul de repede, avem acum 103 la oră și nu putem să mergem foarte repede, că avem și localități, poate dăm de un radar și nu vreau surprize, așa că uite, 50 la oră avem acum. Municipiul Focșani, am ajuns, dragilor! Prima dată în Focșani, drumul a fost destul de nașpa. La partea că chiar a fost periculos la multe faze. Dacă nu ești atent, te trezești cu un tir care face depășire de pe sensul opus și te trezești că intri în el. În fine, am ajuns cu 52% baterie, 52% baterie și în dreapta ta aici se află Piața Unirii. Și avem piatră cubică pe jos, uite, vezi? Ia uite. Cam ăsta e centrul. Am zis să venim și noi până în centru să vedem care e situația, dacă tot am ajuns până aici. Mergem să mâncăm ceva și după aceea plecăm spre Ploiești. Deci pe scurt am venit până în Focșani ca să mâncăm la Luca ăsta mare, că nu aveam în București de parcă. Bă, vezi că e restaurant? Ia să vezi aici. Cum e? Foarte frumos. Uite.
ne-am comandat ceva de mâncare și direct pot să spun că da, am ajuns în Moldova pentru că chiar se vorbește cu accent și e super mișto. Da, și vorbesc și foarte repede. Adică... Da, au vorbit foarte drăguț în moldovenește și foarte vesel. Hai să vedem și cum e mâncarea, sunt tare curios. A few moments later. A venit mâncarea și ce bine arată, îmi pare rău dacă vă fac poftă, dar și asta e pizza mică și uitați-vă cât de mare e. Ce da, păi nu pot să mă amintesc toată asta, dar și la Andrei, clar. Este, bă. Și burgerul ăsta arată bine. Vreau să iau o gură pe filmare să vedem cum e. Putem să zicem că castraveții nu sunt în saramură. Da, nu sunt în saramură castraveții. Spuneți-mi cum vă plac vouă castraveții murați, în oțet sau în saramură? Mie plac cei în oțet. E chiar bun. Și carnea și cașcavalul. Vom fi venit noi la Luca, dar chestia asta chiar nu poți să iei în București, din câte știu eu. Chiar un lucru bun. Vezi că și pizza asta arată bine rău. Ia, ia o gură să vedem cum e. Asta e pizza satului, adică am luat asta tradițională. Ia, bagă. Foarte, foarte bună. Cu multă brânză, cu multe chestii pe ea, adică bogată, nu cu trei lulele, trei surcele. Foarte amabil oamenii, a fost și mâncarea foarte bună, chiar 10 din 10 a fost super mișto. Foarte mișto. Acum, înapoi, spre casă, vedem dacă ajungem. Aoleu, nu mai îmi zici așa. Ca o mică paranteză, în capăt de tot e și o stație de încărcare rapidă, dar n-am încărcat pentru că noi ne ținem de challenge. Da, și sperăm să ne iasă. Hai să vedem cu cât ajungem. 5%! Ok, chiar ajungem bine. 5% e un procent destul de bun, pentru că inițial când eram la promenada și am pus traseul ăsta, îmi zicea că ajung cu minus 6%. După cum am spus, mașina este destul de pesimistă, dar e un lucru bun treaba asta. Haideți acum să vedem cu cât o să ajungem de fapt la destinație. Poate o să ajungem cu mai mult. Haide! Și am mai luat ceva, normal. Aoleu, ce e asta? Ca să înțelegi și tu ce e asta, mașina știe că suntem destul de departe de orice încărcător pe care îl cunoaște ea și zice, bă, boss, du-te repede și încarcă că nu prea e de bine. Mașina ne avertizează că nu mai ajungem la destinație. Mergem cu 111 la oră și limita aici e cu 100 și uitați-vă cu cât ajungem, cu 8%. Procentul crește. De se pare că din nou o să ajungem mai bine decât preconiza mașina inițial. Da, pare mai dăm și de trafic. Am dat de o coadă destul de lungă fix la intrare în Râmnicu Sărat. Poate soarele acum prea tare. Aproape am ajuns la Ploiești, dar a fost foarte obositoare această porțiune de drum de la Focșani până la Ploiești, pentru că bătea soarele constant în fața mea, mă dor ochii de la cât am stat să mă uit la soare. Am scăpat într-un final, mai avem 14 km și ajungem la încărcătorul din Ploiești. Am ajuns într-un final la stațiile de încărcare. Aici avem 8 locuri de a încărca rapid și costă doar 1 leu kilovatul. De-aia am zis să opresc aici, e mai ok pentru buzunar. Inițial voiam să mă mai plimb prin jurul încărcătorului, dar deja s-a făcut noapte și s-ar vedea din ce în ce mai urât filmarea. Mai bine vă zic direct care este autonomia pe care am făcut-o astăzi. Am ajuns cu 8%. 8% scrie aici. Am avut vânt puternic care ne-a costat 3% din baterie. Dacă am continuat să ne plimbăm cu mașina cu acei 8%, am mai face încă 31 de kilometri. Deci răspunsul final la întrebarea câți kilometri pot să fac cu plinul la Tesla după 2 ani este 363 de kilometri, după cum am testat noi astăzi, în condițiile pe care le-am făcut noi astăzi, fiind destul de frig. Voi cu siguranță puteți scoate și mai mult, puteți scoate și mai puțin, depinde cum mergeți. Ideea e că te poți baza pe 300 de kilometri, ceea ce mi se pare suficient, pentru că mai mult de 300 de kilometri fără să te oprești e destul de nașpa și ai nevoie de oprire. Hai să vă arăt aici cât de ușor e să încărcăm mașina. Avem nevoie doar de card, cel puțin așa am citit. Hai să vedem. Deci scoatem cardul, băgăm cablul. Vă rugăm așteptați pentru continuare. Dacă vedem verde înseamnă că e bine. Gata! Am băgat mașina la încărcat și vreau să subliniez pentru final că chiar am mers destul de tare în acest video, deși consumul, dacă vă uitați aici, este de 13,5 kW practic la 100 de kilometru pe 332 de kilometri cât am făcut practic astăzi. Este pentru prima dată când eu scot atât de multă autonomie la mașină, 332 de kilometri, și dacă aș fi mers mai mult, aș fi putut să scot chiar mai mult. Lăsați-mi părerea voastră în comentarii și noi ne auzim la următorul video. Vă pup, ceau!